și-a pierdut buletinul chiar în ziua votului. Este vorba despre edilul Aradului, Gheorghe Falcă, care a fost nevoit să-și facă un act de identitate provizoriu pentru a putea vota. Primarul în funcție, Gheorghe Falcă, și-a pierdut cartea de identitate chiar în ziua de vot. Dacă acesta trebuia să voteze la ora 13:30, momentul a trebuit amânat până la eliberarea actului de identitate provizoriu. Ca orice om, nu mi-am găsit buletinul și trebuie să mi-l refac pentru ziua de astăzi. Dar eu cred că se întâmplă oricărui cetățean astfel de lucruri. Este o normalitate, a spus primarul. De altfel, acesta și-a arătat încântarea de faptul că ghișeele au program prelungit, estimând că va reuși să-și exercite dreptul de vot.